Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio din țară în acest moment. Știți demersul nostru care a început în urmă cu un an? În fiecare vineri discutăm aici lucruri fundamentale pentru România alături de politicieni, experți, profesioniști, personalități ale vieții publice din România. Iar astăzi nu numai că vorbim despre o chestiune fundamentală, dar și un moment critic al nației noastre, căci ceea ce se întâmplă la granițele Ucrainei nu înseamnă un posibil război acolo, ci poate o schimbare pentru generații. Iar noi suntem datori să ne apărăm în aceste locuri și avem aliați care ne pot ajuta. Rusia a cerut ca trupele NATO și americane să plece din România, Bulgaria, din flancul estic, de fapt și-a recerut influența asupra acestei zone care a fost vreme de 50 de ani asuprită de comunism. Despre asta vom vorbi și astăzi, despre cum să ne apărăm, ce măsuri avem la dispoziție și ce vrem noi să facem mai departe cu ajutorul aliaților noștri. Invitatul nostru la Deșteptarea României este secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Gioană. Și mă gândeam că este poate și un noroc istoric al nostru faptul că suntem în această alianță care este condusă și de un român, dar și o apreciere pentru nația noastră, căci prea des și prea curând ne subapreciem, e și o apreciere pentru nația noastră că unul dintre ai noștri este la conducerea acestei organizații. Bun găsit, domnule Gioană, mulțumesc că ați acceptat această invitație. Le spunem ascultătorilor noștri că sunteți la Bruxelles, dumneavoastră, în acest moment și imediat voi da și telefonul la care cetățenii României și ascultătorii de Europa FM pot vorbi cu dumneavoastră. Dar întâi de toate, mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu mare plăcere. Mulțumesc că mă includeți în acest program. Domnule Mircea Gioană, direct la întrebări, n-o să vorbesc eu astăzi foarte mult. NATO a trimis un răspuns oficial la Moscova, alături de Statele Unite, două scrisori în care tragem noi concluzia că cererile Rusiei privind acest spațiu au fost respinse, da? Asta nu e un mesaj public, dar noi așa deducem că s-a întâmplat. Despre asta este vorba? Nu, este vorba despre un răspuns foarte serios și foarte bine analizat din partea noastră, ca Alianță Nord-Atlantică, din partea aliaților americani în plan bilateral cu Federația Rusă, că sunt lucruri care nu sunt negociabile, dar sunt și alte lucruri care sunt negociabile și care trebuiesc să facă parte dintr-o soluție politică și diplomatică la această situație complicată din jurul Ucrainei. Deci ceea ce pot să vă spun și nu cred că este vreo urmă de dubiu și sper să nu fie vreo urmă de dubiu în România sau în orice alt stat aliat, atunci când vorbim despre dreptul inalienabil al națiunilor europene să-și aleagă singure destinul și alianțele din care fac parte, nu avem ce discuta și negocia. Deci este un principiu care nu e vorba aici de NATO în sens îngust. Este vorba de documente fundamentale care asigură ordinea și arhitectura de securitate în Europa. Actul final de la Helsinki, unde Rusia este parte. Carta pentru o nouă Europa, OSCE, din anii 90, unde Rusia este parte. Carta de la Istanbul, unde Rusia este parte. Inclusiv actul fondator NATO-Rusia, unde evident Rusia este parte. În toate aceste documente se stipulează și Federația Rusă a achiesat ca instrument juridic internațional că fiecare stat european are dreptul să-și aleagă alianțele și direcția în care vrea să meargă. Să ne închipuim puțin așa, făcând puțină chestiune contraintuitivă și contrafactuală. Ce-ar fi fost dacă în urmă cu niște ani de zile, când România adera la NATO în 2004, cineva ne-a fi spus că nu avem voie să aderăm la NATO și după aceea la Uniunea Europeană? E treaba fiecărui stat european să-și aleagă sistemul de valori și de alianțe din care face parte. La fel, am spus extrem de clar în scris, pot să spun public, că pretenția, iarăși, contrafactuală și într-un fel contraistorică pe care Rusia o spune, ca și cum să ștergem cu buretele că NATO s-a extins după 1997. S-a extins.
Și acest lucru este un lucru pozitiv pentru țările care sunt în NATO. În schimb, vreau să spun încă o dată, încurajăm dialogul cu Federația Rusă. Credem cu tărie și eu și Jens Stoltenberg și președintele Biden și Tony Blinken, cu toții credem că există substanță pentru o discuție constructivă cu Rusia. Pe transparență, pe reducerea armamentelor, pe chestiuni legate de creșterea încrederii, pe schimb de informații cu privire la politicile noastre. Deci, aici, unde am spus nu aici, este nu și unde spunem că putem să facem o discuție serioasă cu Rusia, suntem dispuși să facem o discuție serioasă cu Rusia. Ce înseamnă? Știți că în această emisiune adresez și eu două întrebări, spun asta pentru publicul larg, două întrebări și din partea redacției, și dar desigur emisiunea aparține ascultătorilor. Ce înseamnă, domnule Mircea Geoană, când vorbiți de reducerea armamentului? Știu că vor fi niște inspecții în zona asta a scutului de la Deveselu? Este asta o discuție legată de scutul de la Deveselu? Sunt mai multe paliere de discuție. E un palier bilateral între Statele Unite și Federația Rusă. Se numește Dialogul Strategic de Stabilitate. SSD, acronimul englezesc. Unde în plan bilateral două mari puteri nucleare discută în plan bilateral despre măsuri de limitare a acestor armamente. Știm bine și urmărim și noi în România, sunt convins că și cei care urmăresc emisiunea noastră de astăzi se uită cu atenție la arme de ultimă generație. Sunt știri în presă despre arme hipersonice. Deci sunt multe locuri și zone în care puterile care au astfel de tehnologie trebuie să discute între ele și acest lucru se întâmplă în plan bilateral. La întrebarea cu privire la Deveselu sau sistemul antirachetă NATO din Polonia, și apropo, mai există și o componentă a sistemului în Spania. Acest sistem nu este un sistem izolat, făcut din două, trei locații. Este un sistem integrat al NATO. Acesta face parte din creșterea măsurilor de transparență și creșterea încrederii. Și de aceea, nu în propunerea NATO, dar în propunerea americană, există astfel de referințe. Federația Rusă a spus în mod repetat de ani de zile, cred, că Deveselul este o instalație care are potențial ofensiv și îngrijorează Federația Rusă din punct de vedere al securității Federației Ruse. Noi am spus, și o spun și eu ca fost lider și lider politic și diplomat român, că acest scut de la Deveselu a fost imaginat și este funcțional pentru amenințări venind dinspre Orientul Mijlociu și că nu are de-a face cu preocupările Rusiei. Și dacă există din partea Rusiei dorința de a vedea cu ochii proprii că acest lucru este adevărat și că spunem asta de ani de zile, nicio problemă, atâta vreme cât și Federația Rusă, de partea sa, va permite chestiuni simetrice în care și noi să ne uităm acolo unde considerăm că Federația Rusă ar putea avea intenții inamicale la adresa alianței. Deci cred că transparență, dialog sunt lucruri bune și l-am auzit și pe ministrul Aurescu spunând ceva în sensul acesta, depinde evident și de țările gazdă, de Polonia, de România, dacă sunt interesate într-un astfel de mecanism de transparență. Haideți să procedăm în felul următor. 0372069599. Eu am stabilit niște piloni de discuție astăzi și întrebările către publicul larg sau temele la care vă rog să răspundeți și să intrați în dialog cu domnul Mircea Geoană sună așa. Cum apreciați reacția aliaților la cererile Rusiei? Credeți că NATO și Statele Unite ar trebui să dea un răspuns mai dur sau mai diplomatic Rusiei? Aveți încredere în capacitatea NATO de a ne apăra? Și știu că în mare măsură așa este, avem un sondaj din care voi cita imediat. Și cum vi s-a părut răspunsul României în ultimele zile? Apreciez, să știți foarte mult, domnule Geoană, faptul că un oficial NATO, dar și un cetățean român de rang înalt, intră în dialog cu ascultătorii noștri ca să poată să, ca lumea să înțeleagă cel mai bine. De fapt, românii au nevoie de explicații, de asigurări și ca să știe că avem o mână întinsă de acolo, de la NATO, tot timpul, că suntem parte din această organizație. Imediat îi voi da cuvântul lui Tudor. Mai am o întrebare la care aș vrea un răspuns scurt înainte de a trece la dialog. Ea sună în felul următor. Înțeleg că avem două săptămâni de acalmie, că așteptați un răspuns din partea cealaltă? Asta se întâmplă acum? Mingea este în curtea Kremlinului, înțeleg. Declarația ministrului Lavrov este că președintele Putin personal se uită la propunerile făcute de Statele Unite și de NATO
și că vom avea un răspuns din partea dânșilor. Acalmie relativă, în sensul că în continuare Federația Rusă continuă să mobilizeze forțe militare în jurul Ucrainei. Asistăm în aceste zile la, fără precedent, după multe, multe decenii, la sosirea în Belarus a unor trupe rusești din extremul Orient. Niciodată nu și-a deplasat Federația Rusă în ultimele decenii trupe din partea cealaltă a planetei către zona Europei de răsărit. Dar dialogul este important. Sperăm ca Federația Rusă să revină la masa dialogului cu noi. Consiliul NATO-Rusia pentru asta a fost creat în urmă cu niște ani de zile. Și de aceea așteptăm răspunsul părții ruse și să sperăm că vom avea una sau mai multe noi reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia. În cele din urmă vom vedea care este deznodământul acestei conversații. Acum fiecare dintre noi speră ca el să fie fericit. Tudor, salutare, ai venit la Deșteptarea României, ești în dialog cu secretarul general adjunct al NATO, domnul Gioană. Aș vrea să te audă toată lumea. Bună ziua, domnule Cătălin, bună ziua, domnul Gioană. Îmi pare bine că am intrat în dialog. Am câteva mențiuni de făcut. Ați spus că rușii mobilizează trupele în partea de est a Ucrainei, dar am observat în ultimul timp că și sunt foarte multe trupe NATO care sunt mobilizate în România. Ceea ce poate duce, bineînțeles, la un conflict militar. Că momentan nu se știe nimic, sunt doar în discuții. În cazul unui conflict militar, cine are de suferit? În ce sens? Adică... În cazul unui război, Doamne ferește. Te referi la public, la populația generală sau care e întrebarea? Da. Ok, da, e o întrebare, sigur. Sigur. Tudor, mă bucur că pui întrebarea asta, pentru că e o întrebare care simt și citesc și eu, privesc diverse medii din România și din alte țări aliate și lumea este într-adevăr preocupată și e firesc să fie îngrijorată. Dar ceea ce vreau să spun în mod direct și ție și celor care ne ascultă și care se vor și uita, pentru că înțeleg că e și o parte video a discuției noastre de astăzi. Că în clipa de față nu anticipăm și nu considerăm că există un risc de conflict între NATO și Federația Rusă, acest conflict este foarte îndepărtat și nu există o opțiune activă pe care noi o anticipăm în acest moment. Acestea fiind spuse, nu excludem ca în și în jurul Ucrainei să poată să existe și elemente, sperăm să nu se întâmple și pentru asta avem dialog cu Federația Rusă, să-i încurajăm sau să-i descurajăm să escaleze în continuare. Nu știm exact care e intenția conducerii de la Kremlin cu privire la Ucraina. Dar pentru NATO, și aici vorbim de NATO, de la România până la țările Baltice și de la SUA și Canada până la Marea Britanie și Portugalia, nu anticipăm un conflict între Federația Rusă și NATO. Ca să fie lucrurile foarte clar spuse. Ceea ce face NATO este, într-un fel, un reflex pe pilot automat, dacă vreți. Pentru că militarii noștri, comandanții noștri militari, atunci când apare o situație de preocupare strategică, și este o preocupare, atât de multe forțe ale Federației Ruse în apropierea granițelor NATO, reprezintă un element de vigilență și prudență suplimentare din partea noastră. Dar dacă vă uitați un pic la proporționalitatea răspunsului nostru, vorbim de contingente suplimentare pe flancul estic, care sunt relativ reduse numericește în comparație cu ceea ce mobilizează Federația Rusă. Deci vreau să știți că ceea ce auziți și ceea ce aflați din partea NATO, din partea statelor aliate, reprezintă un element de prudență și vigilență minimale, pentru că așa este normal atunci când contextul de securitate se modifică și noi să creștem nivelul de alertă și de vigilență. Dar nu anticipăm, și vreau să fie extrem de clar, nu anticipăm și nu considerăm că există riscul unui conflict între NATO și Federația Rusă. Acest lucru ar trebui să nu mai reprezinte, dacă se poate, o preocupare pentru noi. Cred că e și o întrebare legată de asta. Te rog, Tudor. Te rog. Totuși nu ați răspuns la întrebare cine are de suferit în cazul unui conflict. Că, da, acum discutăm de că ce face NATO, că ce face forțele rusești. Deci, oamenii sigur au de suferit în cazul unui război. Te referi la populația civilă? În general. Evident.
Ok. Evident dar că pe da. Noi, și, cineva, și, pe noi Tudor, oamenii care vor avea de suferit, i-a întrebat cineva, ne dorim sau nu un război? Dar cine își dorește un război, Tudor? Cine își dorește un război? Absolut nimeni nu își dorește un război. Federația Rusă pare să aibă o opțiune. Și dacă nu ar fi fost Crimea în 2014, ocuparea ilegală, anexarea Crimeei și războiul din Donbas, acolo au murit. Peste 14.000 de oameni au murit în conflictul din Donbas și din Crimea. Deci, într-adevăr, războiul este cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla. Și pentru asta este NATO, pentru a preveni războiul. Și a descurajat războiul. Și a încurajat dialogul și a nu merge pe o astfel de cale. Deci, NATO este o alianță defensivă și vreau să fiți și tu sigur că nu există în acest moment vreun risc pentru noi. Asta nu înseamnă că nu e un risc pentru Ucraina. Dar stați o secundă. Și asta ne interesează și pe noi, pentru că sunt vecinii noștri și sunt cetățeni europeni. Vreau să înțeleg esența întrebării tale, Tudor. Adică, de fiecare dată, în orice război, de-a lungul istoriei, oamenii, de cei care participă la războaie, care sunt victimele unor atacuri, unor... Orice, sunt civili, asta vreau să spui, dar ce ai vrea să facem în situația civilii, asta? Civilii... Nu, dar ce te aștepți tu să facă societatea noastră democratică și occidentală în această situație? Căci ok, nu... dacă tot discutăm de democrație, da? În mod normal, siguranța și viața poporului este primordială. Da. Deci în cazul respectiv, dacă discutăm de democrație, ar trebui să luăm toate măsurile ca să nu se întâmple nimic pe teritoriul acestei țări. Indiferent, există risc, nu există risc. Deci sub orice formă de eliminat orice risc. Ok, am înțeles. Mulțumesc tare mult, Tudor. De acord cu tine și aș vrea să închid cu un comentariu aici. Vă rog. Hai să facem un exercițiu de imaginație, Tudor. Ce-ar fi fost dacă România nu ar fi fost astăzi în NATO? Încearcă să ai acest exercițiu de imaginație. Și gândește-te ce înseamnă să ai de partea ta cea mai mare și puternică alianță din istoria umanității. Gândește o secundă ce ar fi fost să nu fi fost în acest club de democrații. Și nu vreau să mă gândesc nici eu și nu vreau să fac speculații iarăși contrafactuale și nu putem face situații ipotetice și gândi ipotetic. Dar vreau să spun că nu a avut România niciodată garanții de securitate mai serioase decât acum, niciodată în istoria națiunii noastre. Și acest lucru este un lucru bun. El evită războiul și evită riscurile pe care înaintașii noștri le-au văzut de prea multe ori pe teritoriul și cu suferințe și pierderi omenești din partea României. Bine că suntem în NATO. Eu am o curiozitate care cred că e în mintea tuturor, domnule Gioană. Dacă este război în Ucraina sau în alte părți ale lumii, el va fi un război așa cum știm noi din trecut, adică un război cald cu vehicule care intră, cu militari din urma lor, cu ocupație, așa arată războaiele din analizele dumneavoastră? Războaiele moderne? Războaiele moderne reprezintă o combinație între lucruri oarecum mai tradiționale sau posibilitatea să fie și elemente pe care le-am mai întâlnit în trecut. Dar să știți că în această perioadă există o confruntare quasi permanentă în zona cibernetică, în zona războiului hibrid. Dezinformare și intoxicare și știri false. Deci, în spațiu, avem în acest moment o competiție, inclusiv de natură militară, foarte, foarte intensă. Deci, de putem aștepta și pentru asta NATO se adaptează în permanență la un sistem de riscuri de securitate mult mai extins și la partea clasică, care pot să însemne, Doamne ferește, și lucruri pe care le-am mai întâlnit în trecut, dar mai ales ne pregătim pentru evoluții de o nouă generație de riscuri, inclusiv de mod de a purta războiul modern. Este foarte posibil ca războaiele viitorului să nu mai fie cele pe care le-am văzut în trecut. Cătălin Striblea are dreptate. E posibil să nu mai vezi tancuri trecând râuri și poduri și ceea ce s-a văzut în trecut și le vezi prin filme și să fie mai degrabă confruntare extrem de dură în spațiul cibernetic, în spațiul hibrid. Și mai ales, ceea ce cred că este important pentru noi, cei din România care credem în democrație și în drumul nostru occidental, este și o bătălie pentru inimile și suflete oamenilor și pentru câștigarea unui narativ.
Aici... Și cred că în acest moment avem și o luptă între narrative, nu doar o luptă între stăm binișor. 77% încredere arată un studiu făcut de un think tank, strategic think tank. 77% dintre români înclină către partea vestică. Deci aș zice că e un scor bun în momentul acesta, ținând cont de bătălia care s-a dus pe rețele sociale și în presă în ultimii ani. O apreciați la fel? Mă bucur să văd că românii rămân în continuare foarte pro-occidentali. Aș vrea să nu ne culcăm pe ureche, pentru că există întrebări în societate și ele sunt legate, cred eu astăzi, mai puțin de NATO, despre NATO, dar sunt întrebări pe care cetățenii le au față de propriul nostru model de organizare, față de lucruri socioeconomice. Și trebuie să fim atenți să răspundem și preocupărilor legitime pe care românii le au. Pentru că sunt întrebări care trebuie să primească un răspuns. Cristian, salutare! Ești la o dezbatere deșteptarea României cu secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Gioană. Te ascultăm. O țară întreagă te ascultă. Bună ziua! Ne punem toată încrederea în NATO pentru că Nu avem altă opțiune și pentru că e singura și cea mai bună opțiune pentru noi, având în vedere istoria noastră ca și țară. Aș fi dorit, pe plan personal, probabil, să văd o mână puțin mai forte, dar nefiind analist militar, politic, nu pot să zic 100% că ar fi fost cel mai bun traseu de urmat. Din partea NATO mă refer Americii sau nu neapărat Americii, cât din partea NATO și un front comun din partea Uniunii Europene de necedare și neconcesionare oferite Rusiei. Dacă îmi spui mai dur, la ce te gândești? La declarații mai hotărâte? La dispuneri de forțe militare? Ajută-ne un pic să înțelegem. La dispuneri probabil de forțe militare, în sensul în țările membre NATO, de pe flancul estic, la declarații politice unite și din partea Uniunii Europene, știm poziția Germaniei, care poate e un pic cam subredă și nu cam în același fir narativ cu acelorlalți. Consider că până acum nu prea putem să știm. Ori bine ce s-a făcut până acum, noi bine o să ne arate viitorul. Aș avea totuși niște critici mai clare, care ar fi în felul următor. Cum apreciază și domnul Mircea Gioană, pe care rog să nu ia pe declarația de aia ca și un atac personal, cum apreciază dânsul capacitatea NATO de analiză și de luarea tuturor deciziilor și de analiza dinamicului și așa mai departe, având în vedere istoria recentă cu fâstăcirea din Afganistan, la care au avut, să zicem, 99% deci, din a fost americanilor, că ei s-au retras în felul în care s-au retras. E foarte interesantă întrebarea. Stai să primești un răspuns înainte de a trece la cealaltă. Deci, domnule Gioană, dar, înțeleg dar așa? Nu, m-am pic să termin întrebarea așa. Adică inclusiv și tânsul a luat parte la o declarație, a făcut o declarație în sensul ăsta, care până la urmă s-a dovedit nu falsă, adică greșită, să nu mă exprim greșit, s-a dovedit greșit. În sensul că, spui așa, e o slăbiciune faptul, sau NATO-americanii au arătat o slăbiciune plecând din Afganistan, și, dacă nu, cumva, alianța e mai slabă decât credem. Ăsta e sensul întrebării. Nu că au arătat o slăbiciune, au plecat dezorganizat. Adică, hai să vedem răspunsul. Nu consideră o slăbiciune că au plecat, interesantă problema. În felul în care au plecat. Știi de ce e interesant? Pentru că analistul Armand Goșu, când a fost la noi în studio, a zis așa, rușii sunt mai dure astăzi pentru că noi am arătat slăbiciune la plecarea din Afganistan. Domnule Gioană, la dumneavoastră. Bun, NATO a fost creată acum 72 de ani pentru a proteja teritoriul și populațiile din țările aliate. Asta este misiunea centrală a NATO. Și asta este business-ul nostru, dacă vrei să vorbesc puțin mai colocvial un pic, central al NATO. Să ne apărăm 1 miliard de oameni care trăiesc în 30 de națiuni, din România până în Canada și în Statele Unite. Asta este business-ul central al NATO.
Evident că NATO, mai ales după terminarea războiului rece și după atacurile din 11 septembrie împotriva aliaților americani, a fost și este în continuare prezent și în alte zone pentru a răspunde unor alte priorități, lupta împotriva terorismului. 20 de ani de prezență în NATO, complicată, lungă, cu multe pierderi și de partea noastră, inclusiv sacrificii din partea românilor, militarilor noștri, care vreau să le mulțumesc, au fost făcute tocmai din intenția de a nu mai avea atacuri împotriva populațiilor aliate și a țărilor aliate. Și dacă a fost ceva care putem să spunem că în Afganistan a avut un rezultat pozitiv din această perspectivă, este că n-a mai avut din Afganistan niciun atac terorist la adresa vreunui stat aliat. Nimic. Modul în care s-a plecat din Afganistan este o chestiune care și pe noi ne-a preocupat și ne preocupă. Și suntem o organizație prea serioasă ca să nu învățăm lecțiile, inclusiv din lucrurile pe care le facem mai puțin bine. Suntem mult prea serioși și mult prea chemați să învățăm și din greșeli. Dar revenind la subiectul central, care este apărarea teritoriului, populațiilor, independenței și democrațiilor din țările NATO, din cele 30 de națiuni aliate, acesta este business-ul central al NATO. Și asta vom continua să o facem fără niciun fel de ezitare, fără să provocăm pe nimeni, pentru că suntem o alianță defensivă. Pentru asta și cu Federația Rusă în această perioadă încercăm dialogul. Uitați cât de multă încercare de dialog facem din partea noastră. Dar în același timp, spuneai că vrei o prezență mai serioasă pe flancul estic. NATO n-a avut o prezență militară până în 2014 pe flancul estic. De ce? Până la ocuparea Crimeei de către ruși. De ce? Pentru că nu era nevoie. Și ceea ce vedem acum, o suplimentare de prezență NATO, inclusiv de prezență bilaterală a diverselor aliați în diverse țări, inclusiv în România, este o reflectare proporțională a modificării unui climat de securitate regională. Vom continua să fim extrem, extrem de clari în apărarea tuturor aliaților, inclusiv a României, inclusiv a Bulgariei, inclusiv a Turciei, inclusiv a tuturor celorlalți aliați. Dar faptul că NATO a avut momente dificile în Afganistan, nu trebuie să pună totuși în umbră faptul că n-a mai avut niciun atac terorist la adresa NATO în ultimii 20 de ani. Aceasta este, dacă vreți, partea un pic mai plină a unui pahar care are mai multă complexitate și pe care îl analizăm foarte serios la noi aici, la NATO. Singura mea dorință este ca să ne învățăm lecția din Afganistan. Aceasta este singura mea dorință. Nu de judecare sau de atac, cât doar de a ne învăța lecția. Acum, dacă îmi permite să trec la împărtășim cu tine această dorință și o facem la modul activ. În timp ce vorbim, asta facem, învățăm din ceea ce nu a mers, încercăm să nu mai facem greșelile de acest gen în viitor. Și să ne întărim acolo unde suntem puternici și buni. Pentru că sunt cele mai multe locuri, NATO este extraordinar de bun. Și încă o dată, nu este vorba de laudă sau să ne facem vânt cu coada, cum zice românul. Că suntem cea mai de succes alianță din istoria umanității. Și cea mai puternică alianță care a fost vreodată imaginată pe acest pământ. Este un lucru important. Și faptul că România este NATO este un lucru important. Și faptul că ne putem baza pe NATO este un lucru important. Faptul că suntem în NATO, asta nu înseamnă că automat toate lucrurile din România merg bine. Dar este precondiția. Avea pace și stabilitate, avea securitate și predictibilitate, reprezintă precondiția pentru orice altceva. Pentru asta NATO este indispensabil pentru noi toți. Cred că mai avem 10 minute la dispoziție. Domnule Geană, dacă puteți, am să vă rog să rămâneți alături de noi încă aceste 10 minute. Știu că vă cer un efort, că aveți un program mult mai complicat decât al nostru, dar cred că e o realizare unică și de ambele părți să putem sta de vorbă împreună. Sorin, salutare! Bună, mă auziți bine? Te ascultăm, da. Bună ziua, domnule Geană, bună ziua, Călin. Aș fi vrut să intru, dar am înțeles că e scurt timpul, aș fi vrut să spun câte ceva în introducere, dar am să renunț. Bun. Am înțeles că la un moment dat s-a discutat, am auzit o discuție pe radio sau undeva, că în anii 90 Rusia ar fi fost invitată să intre în NATO. E adevărat? Sorin, eu am fost ambasador la Washington în anii 96-2000. Și într-un fel, n-am fost
eram prea tânăr și prea junior ca să fi făcut parte din discuțiile între Statele Unite și URSS și după aceea Federația Rusă după destrămarea Uniunii Sovietice. Și știu că a existat o discuție la Washington destul de importantă în anii 90, care să fie relația cu cei care pierduseră războiul rece, în speță cu RSS-ul. Și au fost discuții în Washington, erau elemente legate de modul în care America și-a tratat națiunile pe care le învinsese în al doilea război mondial, de Germania, de Japonia, și a fost evident și este o discuție cu privire la nevoia de a avea Federația Rusă într-o relație constructivă și a existat enorm de mult sprijin financiar, economic, pentru că Rusia a intrat în anii 90, dacă mai țineți minte, într-o perioadă socioeconomică foarte, foarte dificilă. Deci nu pot fi eu, nu pot da un răspuns, să zic, educat cu privire la acel lucru. Pot să vă mai spun ceva și spun lui Sorin ca să închid foarte rapid această întrebare. Nici extinderea NATO n-a fost un lucru evident la Washington în anii 90. Nici extinderea NATO nu a fost un lucru. Este adevărat, completez eu. Rusia așa spune zilele astea, domnule Joană, că a existat o promisiune din partea părții americane, din partea NATO, că nu se va extinde și pe teritoriul României, Bulgariei, mă rog, toate traseele care au crescut după 1997. Această promisiune nu a fost făcută și pot să infirm la modul documentat această chestiune. Ceea ce pot să spun, că extinderea NATO și automat a Uniunii Europene, pentru că uitați-vă că pentru toate țările care au intrat în NATO, UE a venit oarecum automat ca o consecință. Și era firesc. Stabilitate, pace, predictibilitate, poate să urmeze și partea de integrare economică și un alt proiect. Dar din punct de vedere al abordării relației cu Rusia, întotdeauna a fost o încercare de a avea o relație constructivă cu dânsii. Dar n-a fost niciodată vreo promisiune că nu s-ar extinde NATO, iar ceea ce zice Rusia, că NATO încercuiește Rusia, este puțin hilar. Rusia are 20.000 de kilometri de graniță și granița cu NATO este undeva a 16-imea parte din contactul cu... Și este efectiv relativ minusculă. Da, Sorin nu mai era aici. Da. Aș vrea să continui. Era a doua parte a întrebării. Ar fi poate să zicem așa, ca să putem să-i arătăm cu degetul ulterior. Hai să invităm în NATO. Acum. Să le arătăm că NATO nu are nimic de ascuns și nu are nimic împotriva lor. Hai să invităm în NATO, sună un pic vulgar. Dar faptul că o alianță nu vrea să lupte contra ta, din contră, te invită în cadrul ei, eu cred că un semn mai mare de atâta că nu avem nimic cu ei, nu există. Sorin, dacă ai răbdare să citești conceptul strategic al NATO, care datează din 2010, și actul fondator NATO-Rusia, care cred că a fost semnat undeva în 1997 sau undeva în zona respectivă, acolo se vorbește despre un parteneriat strategic între NATO și Federația Rusă. Să-ți dau un exemplu. Așa cum vorbim de parteneriat strategic între NATO și Uniunea Europeană. Deci a fost un moment în anii aceia în care efectiv am intrat și Federația Rusă a acceptat să intre într-o relație de parteneriat. A intrat în alianță, trebuie să fie ambele părți de acord, nu cred că Federația Rusă își propune să intre NATO. Sau că NATO este astăzi, mai ales cu Federația Rusă de astăzi, vreo posibilitate. Dar a existat un moment important pe care le reamintim părții ruse, în care la summitul când s-a semnat acordul între NATO și Federația Rusă, președintele Medvedev a fost prezent la un summit NATO, Sorin. Președintele de atunci al Rusiei a fost prezent la un summit NATO. Deci a existat și există deschidere din partea noastră pentru o relație constructivă și mai puțin concurențială decât cea de astăzi. Federația Rusă a ales un drum de altă natură și Federația Rusă este cea care are trupe în țări independente din Europa, în Moldova, în Georgia, în Ucraina. Deci ne dorim o relație constructivă cu Federația Rusă. Și dacă ne uităm puțin la momentul nu foarte îndepărtat, a existat o perioadă în care NATO și Federația Rusă au avut o relație mai constructivă și să sperăm că în cele din urmă vom ajunge din nou la o relație mai constructivă cu Federația Rusă. Asta este intenția noastră cea mai onestă. Încerc să mai iau un telefon. Mulțumesc tare mult, Sorin, pe final. Încerc să mai iau un telefon. Bogdan, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Mircea, Joana, te ascultă.
Bună ziua și salutare tuturor. O să fiu, încerc să fiu cât mai succint și o să am doar două întrebări. Prima întrebare pentru domnul Joana ar fi, poate răspunde cât mai scurt posibil, care sunt obiectivele strategice finale ale NATO? Bogdan, avem un singur obiectiv. El este strategic, este politic, este moral, este istoric. Să protejăm teritoriul și populațiile țărilor aliate de orice amenințare la adresa securității, stabilității și integrității noastre teritoriale și a suveranității țărilor NATO. Asta este misiunea noastră. Și ca și dezvoltare, până unde, și-ar dori NATO să ajungă, care ar fi obiectivul lui geopolitic? Ca țări adăugate. Noi nu am avut niciodată NATO, și acum o vorbesc ca oficial NATO, nu vorbesc ca român. Vorbesc ca român întotdeauna, dar zic, vorbesc politică oficială a NATO. NATO nu s-a dus niciodată să spună vreau să ca Polonia, România sau țările Baltice sau Ucraina sau Georgia să devină membre NATO. Niciodată NATO nu s-a dus către țări spunându-le haideți către noi. Acele țări, în mod liber și suveran. Românii, vă aduceți aminte ce era acasă în anii 97 și am fost refuzați prima oară să intrăm în NATO. Mai țineți minte? Da, sigur. România și România au vrut să meargă către NATO. Deci noi nu avem un plan cu privire la, de expansiunea NATO, pentru că asta este ceea ce ne propunem. Dacă țări europene, repet, din spațiul euroatlantic, doresc să vină către noi și îndeplinesc condițiile să devină membri ai NATO, este o decizie pe care noi o analizăm și luăm o decizie da sau ba în consecință. Dar NATO nu are o politică, nu a avut politică și nu va avea o politică expansionistă în serul că eu vreau acum să mă duc și să fiu în nu știu ce altă geografie doar pentru că NATO are o astfel de propensitate geografică. Nu! Avem un lucru legat de dorința suverană ca aceste țări să facă parte din NATO. Întrebarea asta are un tâlc. Adică dacă vine azi Ucraina la dumneavoastră, la alianță exact. Și zice, domnule, vrem să fim și noi parte. Intră, adică NATO e deschis să o primească? Ceea ce spune NATO și este un lucru care cred că pe noi, pe români, trebuie să ne facă să fim și mai atenți la acest subiect. NATO spune că decizia de a adera la NATO a Ucrainei aparține exclusiv Ucrainei, dacă dorește, și NATO, dacă dorește, să-i primească. Pentru că e nevoie de consens dorește, ca să accepți pe cine... NATO în clipa de față nu are consens cu privire la aderarea în termen apropiat a Ucrainei. Acest lucru este cunoscut și de către Federația Rusă. Dar eu să abdic de la principiul că un stat suveran poate să-și propună să meargă către NATO sau către Uniunea Europeană și să accept de fapt că un terț stat are drept de veto asupra direcției unui alt stat european, e un lucru pe care nu putem accepta. Nu înseamnă că Ucraina iminent devine un membru al NATO. E un lucru și de principiu, într-un fel. Și cred că este un lucru pe care trebuie să-l apărăm. Pentru că dacă mâine, poimine, poate să spună nu vreau ca România să fie intrată în NATO. Ieri, alaltăieri, că Polonia nu trebuia să intre în NATO. Pentru că un terț spunea, nu-mi place ca România să intre în NATO. Cum ar fi fost situația respectivă pentru noi? Neplăcută. E o treabă de principiu. Doar ca și principiu. Doar că atunci vine următoarea întrebare, zic eu destul de logică, acceptând, să zicem, Ucraina, acceptând chiar și Belarusul, dacă și-ar dori la un moment dat, și tot ce ține în jurul, toate țările din jurul Rusiei, întrebarea este atunci, având o graniță directă NATO cu Rusia, poate fi un risc mult mai mare decât dacă ar exista anumite state tampon între cele două organizații militare, NATO și Rusia? Interesant. În primul rând, nu-mi place conceptul de stat tampon și de buffer, dacă vreți, în limba engleză, pentru că asta iar mă duce la zona sferelor de influență o perioadă în care cred că n-ar trebui să mai revenim. Dar încă o dată, este evident că situațiile concrete care sunt puse în fața NATO cu privire la potențial noi membri, noi includem în calculul nostru și elementele de complexitate la care ai făcut referire, Bogdan. Și când spun că astăzi nu există consens în NATO pentru aderarea Ucrainei, care a primit o invitație generică la summitul de la București, ca și Georgia. Da. Deci vreau să spun că suntem extrem de atenți să fim siguri că statul respectiv este pregătit
și Ucraina mai are multă treabă de făcut pentru reforme interne, ca să fie pregătit pentru aderarea la NATO, și de-abia când este pregătit, se pune și întrebarea dacă este consens în NATO pentru a-i primi. Acest lucru este o chestiune care aparține exclusiv deciziei Ucrainei și a NATO. Okay. Și dacă acceptăm că Federația Rusă are un veto asupra acestor țări, intrăm într-o zonă foarte, foarte periculoasă. Avem, hai să facem următoarea înțelegere, pentru că spațiul nostru s-a terminat și știu că l-am reținut pe domnul Geană mai mult decât am promis. Știu că după 12 februarie veniți în România, sau mă rog, în luna februarie. Acceptați din nou această invitație dacă v-a făcut plăcere dialogul cu românii care așteaptă explicații. Și am să mai spun ceva, așa ca semn de optimism. Sunteți singur oficial important care a venit să stea de vorbă cu ei. Eu apreciez chestiunea asta. Dacă primesc de la Cătălin și de la voi o invitație de a reveni în dialog, o fac cu mare plăcere oricând, când sunt acasă. Sau dacă e nevoie să mai facem de aici, de la distanță, cu mare plăcere. Mi-a făcut mare plăcere și faptul că întrebările sunt mai directe și mai puțin diplomatice, pe mine mă bucură. Pentru că asta este, de fapt, tipul de comunicare pe care și noi trebuie să-l avem cu cetățenii țărilor aliate, în speță în cazul României. Deci, Cătălin, dacă mă inviți, cu mare drag revin la emisiunea ta. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Deșteptarea României se încheie aici, și oameni buni, un exercițiu util și interesant, dar poate cu atât mai mult important cu cât suntem într-un moment de criză. Aveți promisiunea mea că sun la toți oficialii români care vor, fie că sunt în țară sau în străinătate, care vor să vină în acest spațiu să stea de voi, să stea de vorbă cu voi în această criză. Azi îi punem punct aici. Spor la treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.